Crăciunul se apropie cu pași repezi, așa că toată lumea a intrat în febra cumpărăturilor. Clienții nu par să țină cont de criză. Vânzările în magazine merg tot mai bine de la o zi la alta. Oamenii cumpără de toate fără să se mai uite la prețuri. Deocamdată fructe și mâncă de-abia am intrat. Mai avem de cumpărat destule. Niște dulciuri, niște jucării pentru ai mici. Mai avem de cumpărat, nu terminam de făcut cumpărăturile. Tone de carne se vând zilnic în hipermarketuri. Oamenii au uitat de criză și au început să golească deja rafturile magazinelor, mai ales acum în perioada sărbătorilor de iarnă. Oamenii se plâng că sunt afectați de criză, dar uită de ea atunci când sunt în magazine și caută diverse produse pentru masa de Crăciun. Pentru unii criza nu a existat vreodată. Nu e criză, că toată lumea încărcată e. Și țigani și rămân și rudari. Toată lumea e încărcată. Cumpăr că burta cere. Deci, burta cere. Mai stai, dar de mâncare nu stai și de încales de apă. Nu vedeți și aglomerație. De acolo, din puțin, tot să cumpăr. Cât ar fi de puțin, dar tot trebuie să iei ceva de sărbători, cel puțin. Într-un oraș relativ mic, așa cum este Drobeta, Turnu Severin, se află în jur de 10 supermarketuri și un hipermarket. Alte 3 magazine mari se vor deschide în 2011, semn că severinenii nu sunt strânși la buzunare când vine vorba de cumpărături.